Wow. Căsările sunt foarte vechi, săracele, sunt vechi. Ei, n-au mai avut cine să le mai repară, dragii mei, n-au mai avut cine. Au plecat, părintele au plecat, surorile au plecat, una în Germania. A dumneavoastră? Da. Una în Germania, au dus o fata că a murit bărbatul și ea săraca ca mine, nu mai poate. Dar acum câți ani aveți? 75. Eu pe sunt destul tânără încă, mulți înainte. Uaa, tânără pe mare. Dar picioarele, picioarele. Am văzut, am văzut, la toată lumea de aici picioarele, Baiu. Știți de ce? De ce? Reuma a apucat. M-am dus la animale și frig și la oi, la baci. Deci ideea este să nu stai iarna cu spatele gol sau cu picioarele înapoi. Aia pe picioare acum. Da, nu mai avem ce mai face. Dar arătați bine. Ei, bancolo ar fi cum ar fi, numai picioarele și m-a luat o durere de mijloc, așa. Mm. Aveți, da. aveți lemne aici în casă, aveți lemne? Am lemne, am. Unde le țineți? Aici, niundeva? Am lemne. Vă aducem aici câteva lemne aici la îndemână? Nu, lăsați că... Aștept să vină nepotul, că... Așa hai că vă punem noi, că suntem patru aici, hai să punem niște lemne aici, niundeva, să le aveți. Unde să vă punem lemne? Aici, niundeva? Punem aici niște lemne aici, ni? Păi, voci doar acolo, da. Punem aici, uite, câteva lemne, 10 boci, nu? Să aveți la îndemână. Da. Hai că punem noi acum, le apucăm acum pe echipa. Dar de ce nu venire sunt casă? Nu intrăm, că sunt întunecă, merg mai departe. Ei. Hai să punem fiecare câte un lemn, două aici, bine, vă rog. Hai să aducem acolo lemne din alea. Acela acolo, că doar hai, le bag eu. Lemne. Mai întâi e muierea care mă duce lapte. Hai, hai. Muri copilul și muri omul și o rămăsă-i singură. 10 oameni ori muri de aici din casa asta. Și v-o ținu Dumnezeu, v-o ținu Dumnezeu. Și rămăsă-i o singură. Copilul meu a murit la vârsta de 54 de ani. Sunt 4 ani. 4 ani. Apoi toporul. Oare a găsit toporul? Sergiu, toporul. Ca să-i crăpați niște lemne. E eu aici lângă. E aici toporul undeva. E, nu aș. E toporul. Și omul de 76. El are 2 ani. A avut în ianuarie, în 24 și copilul 4 ani în 9, tot în ianuarie. Hmm. Și a rămas în gură. A rămas în gură. Aici e toporul. Ați găsit toporul? Da. Auzi, dar... Apoi să fie să aduceți aici, că am tutuc. Da, uite aici, ai bine aici, Ani? Am tutuc. De spart, că mă spartă muierea aia. Hai că mă aducem cu tuturor fiecare doi, hai că mă aducem cu tuturor. Hai că mă ducem, să aveți acum să scăpăm una asta. Ei, dar trebuia să veniți în casă. Am mai venit dumnealui de dauri, am mai venit cu cineva. Sergiu, am mai venit? Vai, dar drag m-a fost când l-am văzut că a venit. A venit și-a stat de vorbă cu mine. Am tutuc aici de spart. Acum le punem aici, Nichi, acolo le plouă. Da, ce zice aici. Sergiu, ca să mai să le crăpăm? Butucul de spart lemne, știi? Cine le crăp eu? Da. Toporul și aici, aici. Ca să aibă doamna câteva. Mere bine el. Dincolo ăla-i mai... Uite, pe ăsta nu poți să dai, că eu sunt înalt. Și apoi vă aruncați. Uite, ăsta e bun, uite aici, vedeți? Aveți grijă. Bun. Mai trebuie 4? Nu, puneți acolo eu. Ce sparg? Să vă veniți și eu cu ceva, dacă... Nu trebuie nimică. Ba da. Nu trebuie, stați că m-a adus asta. Nu, că suntem cu mașina. Ultima doamnă mi-a rupt toporul, dacă mi-e frică să mai lasă-vă Dumnezeu, că nu mai am de cine faci. Unii ori plecat, unii ori murit. Wow. Bun, s-o crăpat. I-a făcut un bietreabă pe asta. Asta frumos care n-are un rod, vezi ce fain de piatră? Mhm. Atingi și zboară, așa-i? Ce fain. Cam cât ca să încălești o casă pe timp de iarnă? Cam cât...
Cam ce, cam câți bușteni din ăștia poate să folosească? 2 metri cubi, o casă. Da? De lemne, da. Dacă era mai multă lumină, să ce facem acum aici, cu treabă bună. Măcar ce astăzi, pe până mâine, pe mâine are lemne aici, știi? Mhm. Să le mergem acolo după ele. Uite, o deci cu o vecine mai taie lemne. Da? Mhm. Mai vine în vizită și vecina. Nu, no. Bun, pe astăzi are lemne. S-ar comerț după ceva să ne aducă, vezi? Da, nu trebuie, țuică, opa! Nu! Fetele, fetele, da-te beau! Nu! Nu știu la fete! Dar să pun dumneavoastră! Îmi tremură mâna! Dar ce? Ia viola pe mea, Lupic! Eu nu! Ce, ce aveți aici? Fuuu! Țuică de prună, adică de meră! Că nu m-a gust, nu m-a gust! Prune nu s-au mai făcut! Uite ce mult mi-a pus! Vezi acolo, aproape se vede dacă îndor paharul! Nu s-au mai făcut pe aici! Mi-e frică! Ca să beau acum? Dumnezeu să vă dea sănătate! Fie și pomană la oamenii mei. Mult mulțumim. La omul meu. Ajunge, am gustat. Hai mai pune-ți. E prea mult. Ba, nu. Cade barba, nu mai. Mai pune-ți. Mulțumesc. Am gustat, am gustat. Că atunci nu v-am omenit cu nimic. Nu că să ne omeniți, ne-a dat prea multe țuică în băutire. Uite, aproape. Am mai venit vecina aia și mă mai tăia lemne, vecinul iară. Măcar de dincolo. Nu, mulțumim. Nu mai stăm că mergem imediat. Le-am dat câte un pahar și lor. De țuică? Da. Ai să împătat pe oameni. Da. Aș ceva ce să le dau. Amar. Da. Hai mai bine, pune. Bine, acum punem. Stai că mergi să mai trebuie să lemne. Uite, dorma școala. Prepară școala. Ce să repari? Săraca școala. Hai că mergi să căutăm dacă găsim în mesteceni sevă. Mesteric, să bem niște sevă de mesteac. Nu dacă o dat sevă. Uite, aici avem în față câteva mesteceni. Avem o mașină. Și dacă cumva au dat seva, eu nu prea cred că sunt încă, că este seva încă. Ce zici tu, găsim? Nu știu. Găsim. Aici la primul mesteac, de obicei, când vede așa mugurii că încep să explodeze, știi, atunci înseamnă că este presiune mare în copac. Uite, vezi, am pus dopul înapoi. Tot timpul după ce iau sevă, pun dop, știi? Ca să se refacă copacul, vezi? Așa dopul de-am legut. Dă-mă gaură, uite aici, aici este un loc liber. Acum curge apă. Înseamnă că e în lucru. Dacă nu, îl acupăm cu lemn și venim, când mai venim, mai încercăm o dată. Acum stăm un minut, să vedem. Vine apă. No, nu vrea încă. Încă nu intră în vegetație, cum se zice. Ăsta cel puțin nu vrea. Până acolo un dop punea cu gaura. Să ne mai căutăm la altul. Așa, cu tipul cu dop. Tot timpul după ce luați seama să puneți dop, da? Ca să se vindece copacul. Bun, ăla e vindecat. Asta aveam trecut, vezi? Un an ăsta aici dopurile astea. Aia și-a făcut de la treaba, hai să mai căutăm la unul, vii, Dani? Opa, să nu cadă, uite aici este unul mare. Amica, nu mai vine? Vine? Să vedem aici, uite aici, să sară un dop, vezi? Dar tot și vine caderea, vezi? S-o prins acolo în copac, hai să dăm aici o gaurică. Dălim lemnul, mai dăm un pic. Nu vine apă, nu vine, așa-i? Tot un pic e umed. Dar trebuia să curgă normal apă, să vină chiar așa apă, să curgă, știi? Nu vrea. Nu vrea, nu vrea încă. Nu vrea, punem iar dop. Doamne, ce face? Am astupat-o. Ce? O mesteacăn? Asta e mesteacăn? E frasin. Trebuie să fie neapărat ăsta cu coja albă, mesteacăn. Uite aici, unul tânăr, nici ăsta nu are. Hai că-i ticătă unul tânăr, mesteacăn. Uite aici este o rotundă, vezi? Uite, chiar trei tineri. Stăm aici de jos pe gaură, să vedem dacă vine ceva. Ce ca ordine. Dau spate cum să primim. Nu, nu vine nimic, absolut nimic nu vine. E uscată gaura. Mă mai trebuie o crenguță, hai ce să pun? Dai o crenguță, uite. Cred că n-avem, cred că acum cel noi suntem acum, în februarie. Cred că din numai de peste vreo, încă o lună încă. Mai venim într-o lună și mai încercăm. Mai facem încă un vlog peste o lună și vă spunem dacă am găsit sau nu apă.
fost ok? Deci, seva asta se folosește la foarte multe tratamente. Puteți să o beți pur și simplu, să vă spălați pe cap cu ea, fără glumă. Eu am trecut, am băut 16 zile numai din asta. Vitamina, plină de minerale. Dați seama că prin ce filtru vine din pământ, dintre stânca aia frumoasă, vine prin filtrul ăsta și o iei tu în sticluță și o bei în pahare. E un pic dulcie, așa. Dacă ai pune și un pic de apă minerală peste ea, ar fi parcă e suc de carbogazos. Fain. Uite cât sunt aici la mesece, vezi? Numai că nu sunt în perioada de vegetație încă. De obicei, știi cum se observă? Se observă când vezi că muguria aia un pic se umflă, atunci când se umflă, atunci are nevoie de presiune mare ca să deschide primele frunze, știi? Atunci, uite că aici careva l-a tăiat, l-a tăiat el. Păi ăsta, l-a tăiat careva. De ce să taie? Asta e. No, vă mulțumim că ați fost cu noi și astăzi. Și nu uitați să dați subscribe, da? Adică apăsați butonul abonare. Abonare, ca să vedeți să... ce susiteți. Ca să vedeți ce prostii mai fac pe aici pe munte. Și acolo sunt fanii mei care mă aplaudă. Dați-le și lor abonare. Și avem aici un nou YouTuber care filmează. Trebuie să luăm să vedem. Alo. Ce canal are. Daria, cum zici? Bună! Bună! Nu este Seva? Da. Daria, tu ai YouTube? Da. Ce canal ai? Mă numesc Maria Dariana. Și așa e pe YouTube? Da. Și acolo despre ce vorbești? Despre... de toate. De toate? Da. Și cam ce vârstă? Cam pentru ce vârstă să le recomandă la oameni? Cam cine? Adolescenți. Adolescenții? Oameni mari. Am și un vlog cu străbunicul meu. Cât ani are? 94. 94 de ani? Da. Ei, mamă, mult înainte. De acolo, de lângă Turda, de Mureș, undeva? Da. De el e vorba. Am auzit de el, nu? Așa e, mami? Străbunicu? Străbunicu, da. Cât ani are? 94. Ei, mamă, și eu vreau să prind 94. Deci, pe YouTube, cum să te caute? Maria Dariana. Ok, perfect, să nu uitați. Intrați la Dariana, dacă vreți să vedeți ce prostii face Dariana. Intrați de faină, eu mă duc un pic.